26 de candidați se bat pentru un post de actor în cadrul Teatrului Matei Vișniec. Primarul Ion Lungu s-a declarat mulțumit de evoluția teatrului de la Suceava. Suntem în faza de constituire a Teatrului Matei Vișniec la Suceava. Mă bucur foarte mult că văd că este interes pentru acest teatru. După ce am angajat directorul artistic în persoana regizorului Andrei Munteanu, în aceste zile avem la concurs cele 10 posturi de actor. Au fost mulți candidați, au rămas 26 de candidați admiși, deci pe 10 posturi sunt 26 de candidați. Mă bucur acest lucru, Primăria Municipiului Suceava va sprijini teatru și așa cum am spus, eu nu mă pricep la teatru, vom asigura doar asistența financiară acolo și ce mai trebuie din punct de vedere logistic. Edilul șef al Municipiului Suceava a precizat că a trăit un moment emoționant la Suceava când pe scena Teatrului Matei Vișniec s-a aflat actorul Ion Caramitru. Am trăit un moment foarte emoționat în cursul zilei de sâmbătă când a fost un eveniment aici la Suceava, a venit Ion Caramitru, directorul Teatrului Național de la București, sigur am mânat acea diplomă unitară domnul Matei Vișniec, dar lucrul cel mai important, am avut o discuție cu el, în afară de partea oficială pe scenă, să putem colabora teatrul de la Suceava cu Teatrul Național.